Ia să vedem, poftă bună. Alina, ți-ai măsuța la tine? A, Alina. Ce-ți bere așa? Luă și Alina măsuța? Au mâncat toți. A făcut doamna încă niște capăt prăjiței. E cald aici. Și-a mâncat toți copiii. Da? Anca unde e? În cameră. Albina mâncă? Da, toți au mâncat. Bravo. Ce facem? Albina, mâncași? Da. Da? Ce-a spus Aline? Vine tatăl tău. Aline, ursule. Vine ăia. Hai. Exact, nu știu nici ce-i patru. Faci-mi o cafea, ești acolo. Cum te simți? Hai? Cum te simți? Cum te simți? Eu nu mai aud bine, nu știu unde ce piezul meu, ursule, cine tot le-a? Hai? Tu mi le-ai, ursule. Eu nu știu pe ce piezul. Mai e o cafea, o părțeți. Nu mai fău, hai, gata, nu mai fău. Nu mai e gata. Hai. Să vii aici să filmezi și să mă îngrobă. Șt, nu fii gata, bă, că filmezi eu, dă ce faci. Doamne, ce face copilul ăsta, doamne. Cum e pe șopul ăsta de aici? Aba, nu de-a să-i. Și pieptenul de aici. Hai? Să te pui în pat. Am fost și eu acolo, m-am uitat la bucătăria lui Anca. Da? E bine că e la căldură, nu mai dă foc la sobă, e mai boierime. Da? Dar casa se murdărește, casa făcută, nu-i făcută de... Nu vrei să filmezi 4 oameni, să te vezi. Hai. Hai să te filmezi. Filmează. Așa. Am luat afanele pe mine, că mi-a fost frig. Da. Uite câte afanele pe mine. Aș cum aș pune și eu, pața odinesc. Da. Eu am făcut altă mâncare acolo, am făcut orez cu pui. Când vrei să mâncați, mai duc o masă, mâncați. Făcu orez dulci cu pui care ne dă pui. Ce să facem? E frig afară. Da. Nu-i mai bine să te duci nici unde. Mai e gheață, țuroaie pe drum. În altă parte s-a luat gheața. În alte nu s-a luat. Patroană, ce zici? Vine-ați Leo. Eu am zis Alin și eu cred pe Alin când spune. Căci că pleacă să vină. Nu știu, că Leo vorbește două, trei vorbe și închide telefonul. Lasă că vorbim, îmi spune. El e om să umbră pe drumuri în frigul ăsta. Să facă ce vrea, că nu mă înțelege. Mâine mă duc și eu sunt programată la un medic să mă pun la autograf, să văd ce mai prezentă ficatul meu, ce mai am și pe urmă îmi fac analizele. Da. E frigul de tot. Olga, am spus, stai cu Bogdan acolo, săraca de ea. În apartament, căldură, mănâncă, are bani Bogdan, are și ea, ea îl ține și ea pe el, el pe ea. Asta-i viața, prieteni. Nu mai bănuie lumea pe avere pe ăștia. Ce mănâncă și ce stă și ce se plimbă. Nu mai e cum era noi, de mult ne omoram, ne țineam de la gură să nu mâncăm, să facem avere, să facem bani, să facem galbeni.
Nu mai e lumea așa ceva. Unii sunt, unii nu sunt. Unii sunt care țin de bani. Asta e, că fără bani e greu. Când ai bani, n-ai unde da cap. Așa schimbi un galben și ai acolo. Dar nu toată lumea se omoară să cumpără galbeni. Și când n-are, n-are un să pună mâna. Doar nu vinzi mașini, dreanță, hainele de pe tine. Ăla îl simt și faci jos de bani imediat. Eu așa făceam de mult când eram tânăr. Adunam că știam că trebuie. Poți să vinzi o fustă, poți să vinzi o haină când ai bani. Nu le vinzi. Nici mașina, ați văzut cât o fi de scumpă, nu poți să o dai. Când o dai la prețul ăla, nu te înțelegi și nu poți să o dai. Dar galbenul simbe un galben și îți faci rost de bani imediat. Și la manet, dacă îl pui, tot ai bani. Prieten, nu gândește toată lumea așa. Fiecare să facă ce vrea. Asta este. Nu mai sună nici la bucătarul, nu mai sună nimic, și cutunița trebuie să mă sună și ea pe mine. O sun eu întotdeauna, ea nu prea mă sună. Înțelegeți, prieteni? Voi v-ați învățat? Da. Da. Foarte bine, ca să nu uitați cartea. Chiar că sunteți răciți și stați la căldură, să învățați. Că fără carte, când o să fii mare, dacă vrei să mă angajezi, te duci undeva să faci un ban, să ieși ceva, fără carte nu se poate. Numai cu cartea. Intrați oriunde, aveți ușă de știți. Dar Ale s-a mâncat, tu văzui că el n-a mâncat. A zis că a mâncat cu Anca. Da? Bine că veni și albinuța, că mai ține și ea, mai sunt neoia, auzi, că nu-i tasă-l. Să-l mai vadă pe tasă-l. Sunt copii prieteni care au dor de părinți. Când e cipriezul, nu te dore mâna, nu nimic. Îmi ia cipriezul ăștia și au cipriezul, dar le-a pe-al meu, ca să mă duc eu bătrână să-l caut după el. Păi când vin, nici tu nu mai da. Așa fac. Păi da. Nu mai le dau, că eu sunt bătrân, nu pot să mă duc foarte după bine. El. Da. Să am acolo în cameră cipriezul, capul meu, că eu nu pot să mă duc după el. Da, mai adunai de pe sală, de acolo gunoaiele, mai luai, mai făcui ce am putut și eu. Da. Nu știu când a mai venit oamenii la lucru. Să pun să le asună ursul, să vadă ce n-a venit. Stăm cu casa fărâmată. Să aranjăm și noi odată să ne vedem de treabă. Bine, prieteni, mai vedeți pe alte canale, am filmat și eu ce am putut, o să vină și Leo și Alin și mai filmăm. Sănătate, multă fericire la toți fanii care ne urmăresc. Să le dea Dumnezeu sănătate multă și la familia mea și la fanii noștri care ne urmăresc. Ce faci, Ale? Mai aduc la bucătărie. Asta este prieten. E frig, prieten. Cred că ăștia s-a dus să cumpăr mâncare făcută gata el. Așa sunt învățați.
și eu las după ei, ce mănâncă ei, mănânc și eu. Ce să fac, prieteni, unde țară prodile, că uite ușa, e fac fetele curățenie. Face Betty patul. Fac fetele curat, uite fete, mare am nepoate, și Alinuța, și Betty, și Loredana. Fac curățenie la leu aici în cameră. V-ați scurat? Da. Pajana, nu vrei să mergi tu prin bucătărie să filmezi? Acolo că și mama și alea, toți. Hai? Nu te și tu în bucătărie să filmezi cu ceilalți. Cu mama, cu... Unde sunt acolo? Da. Ce fac în bucătărie? Vă faceți cu apă de măcelar? Hai? Da. Vă faceți cu apă de măcelar, petelor? Da, că am încercat și să fac celălalt și nu-mi place. Și doar apă de măcelar este un exemplu. Da. Dar de ce zici că apă de măcelar și nu apă micelară? Că așa înțeles ea că scrie și așa de mici eu. Tu te dai albinuța, tu te dai cu apă de măcelar. Hai bine, petelor, mai târziu mai revenim. Prieteni, bună dimineața la dumneavoastră. Sunt patroana de la Străhaia. Patroana de la Străhaia, filmez pe canalul meu. Sunt aici la Leo în cameră, că e mai căldură. Și filmez și eu aici să vorbesc. A venit Alinuța pe la noi. Să o vedeți pe Alinuța. E și Bete aici. E și budihală. Vreți să vedeți cum golesc ăsta și buie? Ha, Alinuță, vorbești cu prietenii mei. Salutare. Da. E și Alinuța, Loredana, e Leonardo. Ce par Leonardo? Ce e la de bagi în gură? Ce ești nebun? Tu bei după noi așa? Te doare în gât acum. Păi vezi că eu sunt răcită, ca nebun. Ce ai făcut? Vezi ce fac? Asta e nebun. Vezi? Acu ia-i gripa, na. Dar noi nu bem unul după altul. Tu de ce faci așa ceva? Nu vezi că vreau să... Dar sunt țigan. E țigan? Doamne, ferești. Nu te mai înțelegi cu el. Unde ai adus și mie un cipriesc că n-am? Te rog, e frumos. Haide și-mi un cipier. Să-i dau alt caiet, unde fac eu exerciții cu mama. Și ați învățat carne? Adă-li una, dă și-mi un cipier. Da, învățăm. Hai, mamă. Ce sunteți în casă? Luați carnetul? Deci tu așa scrii. Da, și aici am ajutat și mama. Da, 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 da. Hai că da. Dacă o să încerc să scrii cu tine. Încearcă. Tu ce crasă ești, albinuț? A treia. Ce e asta, mă? Da, nu știu, conjuncție. Băi, Ionald, ce face mizerie, ești nebun? Bă, copii, ești bafă. Vine Leo și uite mizerie în cameră. Când vine? Vine, astăzi. Astăzi vine. Bă, e și afară dacă tu faci așa, omul. Și și afară dacă faci așa, pe bune. E scârbos. Tăi, nu mai vorbim. Așa, așa trebuie când... Așa, asta dați de revelion. Vă luați un pac de tenis, îl bezi tot și dați cu piciorul. Nu mai vă trebuie pe tarde. Că bu- bucuie tare. Eu scriu cu stânga. Și asta este, prietenii. Prietenii, am văzut că băiatul acela și în loc să facă mistigățele, a fost la
la munte, la Bran, la Brașov. Și am spus lui Alin, prieten, de ce l-a lăsat? Nu trebuia să-l lasă. Nu trebuia să-l lasă Alin să meargă. Și a spus lui Alin acum să ducă după el. Gata, mamă, gata. Și am spus lui Alin să ducă după el, să nu-l lasă singur. El e om, cade din picioare, prieten, și nu ne înțelegem cu el. El să ia după Dana, să ducă la Bran, să se ducă la munte, să se ducă la ăștia. Prietenii acolo, unii ăștia să stă la căldură, să se plimbă, să se... Dar nu chiar așa, prieteni. A luat șofer și s-a dus cu Dana. N-are stare în el. Nu știu ce să mai zic, prieteni, că nu mai mă înțelege nimeni. O să mă duc și eu la spital la control, că nu m-am dus de atâta timp și trebuie să mă duc și eu. Neapărat trebuie să mă duc, m-am programat să mă duc la un control. Da. Am făcut focuri în sobă, la mine, în bucătărie. Am mai băgat cămășile de spălat, ale lui Leu, ale mele. Nu stau de rău, prieteni, ca să fac treabă. Da. Am mai făcut curat pe acolo jos, am mai adunat lucrurile. Când a venit oameni, aștept să vină oamenii să face lucrarea asta, unde a lăsat-o din mână. Pe cât a trecut prieteni după Revelion, după Crăciun? Era să fie mult timp lucru făcut. Nu știu că spune că de ce mă supăr, spune Marian. Păi mă supăr. Leonardo, filmezi eu. Trebuie să pești tu civilizat când filmezi eu. Vrei să întind acum? Hai întind. Întind din cauza ta. Înțelegeți, prieteni? Că zice eu de ce mă supăr. Am vorbit și noi cu ei după sărbătură să fie gata. Eu nu vreau să mă supăr cu ei să fac. Dar dacă nu se țin de lucrare, băgați. Înțelegi? Că uite, e frig acum și la ursul acolo, îi trebuie centrala, îi trebuie ăștia, e frig. Înțelegi? Și am spart casa toată pe frig. Că am zis copaci repede. Înțelegeți, prieteni? Patroana, vrei să fii la mine la studio să dai o piesă cu apă de măcelar? Da, mamă, da. Adică... Frate, tău unde e Alex? E în camera la el. Studioul lui Alex e și al meu și al lui. Și ce face Alex? Păi Alex e cu muzica. Da, și ce ai făcut? Ai băgat la jocul ăla de la mamă? L-am băgat. Și? Merge. Merge bine? Merge. Vreau să joacă și frate-tă la el. Bă, mamă, amândoi, da? Amândoi ca frață, da? Deci patroană, da. Știi cum se numește jocul? Da. Nu e joc, consolă să spunem. Ei. Este o consolă care este foarte mult de bani. Da. Știi cât e o consolă din asta? 10 milioane e una. Doamne, ce scumpă e. Aia nu e aproape așa de scumpă. E 10 milioane una. Da. Dacă tu nu iai cu jocuri, ca să bagi în CD-ul, știi cât costă Xbox-ul ăla fără jocuri? 5 milioane costă fără jocuri. Da. Și ce tu joc? Da, eu am instalat deja, nu mai trebuie CD-ul să bag în el. Le-am instalat deja pe el. Da, și ce joc? Uite, mă trezesc, ce? Ce joc e? GTA 5, Call of Duty, Ghost, Call of Duty, SpongeBob, cum îl cheamă pe ăla. Și ce mai am? Și YouTube, ca să te uiți pe YouTube. Ce mai jocuri mai am? Și mai am unul cu armată. Dacă vrei, hai acum. Auzi, nu vrei tu
patronul să mută la, să-l mut puțin la tine să vezi cum merge? Nu. Note. Dacă auzi, când vine Alina acasă, poți să vii acolo să vezi cum mă joc? Da. Vin când vine Alina. Să-l dai să vadă și David, să nu te încerci cu el. Păi nu, Daba, nu e al lui David, e al meu și al lui fratele. Da, al tău și al lui fratele tău, dar să vadă și el când vine. Și atunci, bă, asta, ales, o să vină bunicul tău și cu Alin, ce să revină acasă, da? Da, acum. Bine, mama, atunci mai revenim mai târziu, hai.